Mamă creștină condamnată la moarte în Pakistan pentru blasfemie O mamă creștină a patru copii a primit miercuri condamnarea la moarte după ce un judecător a condamnat-o conform legilor pakistaneze privind blasfemia, a declarat avocatul ei. Shaguta Kiran, în vârstă de 40 de ani, a fost condamnată în temeiul secțiunii 295C din legile pakistaneze privind blasfemia condamnate pe scară largă pentru insultarea lui Mohamed, profetul islamului, care poartă o condamnare obligatorie la moarte. Avocata Rana Abdul a declarat că judecătorul a condamnat-o de asemenea pe Kiran la o amendă de 300.000 de, de rupii, 1077 de dolari, după procesul ei de trei ani. Ea a fost arestată de Agenția Federală de Investigații pe 29 iulie 2021 în Islamabad, pentru că a distribuit conținut blasfemiant într-un grup de WhatsApp în septembrie 2020. Soțul și cei doi fii ai ei au fost de asemenea luați în custodie în timpul raidului, iar ulterior au fost eliberați. Plângerea împotriva lui Kiran a fost înregistrată de un musulman care a susținut că a distribuit conținut lipsit de respect față de profetul islamului. Cu toate acestea, Kiran a susținut că nu a fost autoarea conținutului și l-a transmis pe grupul WhatsApp fără să-l citească. Fost asistentă, Chiran s-a alăturat mai multor grupuri interconfesionale WhatsApp unde a proclamat Evanghelia și și-a apărat credința creștină. Hamed a spus că Chiran a fost o femeie curajoasă care a rămas neclintită în timpul procesului. M-am întâlnit cu ea după ce judecătorul a emis sentința și pot confirma că are foarte multă speranță într-un rezultat pozitiv de la curțile superioare, a spus el. Cu toate acestea, îi este foarte dor de familia ei și vrea să se reîntâlnească cu ei cât mai curând posibil. Avocatul a spus că va depune recurs după ce instanța va emite ordinul detaliat. El a spus că verdictul nu a fost surprinzător, deoarece 99% dintre cei acuzați în temeiul sancțiunii 295C sunt condamnați de instanțele de judecată sub presiunea islamiștilor. Aproape 3.000 de persoane au fost acuzate de blasfemie din 1987, potrivit Centrului pentru Justiție Socială. Amploarea reală a abuzului acestor legi poate fi de 3 până la 4 ori mai mare, se arată într-un raport. Pakistanul s-a clasat pe locul al șaptelea în lista de urmărire mondială 2024 a celor mai dificile locuri pentru a fi creștin, așa cum a fost anul precedent, relatează christiantoday.com.